Nu tot ce există se vede și nu tot ce se vede există. Ați ascultat poezia la steaua. A fost pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Întrebarea care se ridică în sufletul nostru de fiecare dată este aceeași pe care au adresat-o oamenii Domnului Hristos la tot pasul ce să fac să ajung aici? Ce să fac să nu ajung aici? Aceasta a fost totdeauna întrebarea cu care omul a confruntat pe Domnul. Este popular deja printre noi faptul că vine cineva într-un tribunal și se scuză în fața judecătorului că a fost, a fost beat, a fost în stare de ebrietate. Și judecătorul nu e deloc nemilos, dar îi răspunde acestei persoane, spre exemplu cum a fost tânăra aceasta care a lăsat doi morți pe trecerea de pietoni și crede că cineva a lovit mașina dumneiei și cheamă poliția, zice, vezi că era în stare de ebrietate avansată. Judecătorul nu este nemilos, dar de aceea este judecător ca să fie drept. Și el îi spune acestei persoane aceste cuvinte. E adevărat că ai fost în stare de ebrietate, ai fost beată. Dar înainte de a bea primul pahar, nu erai beată. Înainte de a lua primul pahar, erai perfect trează. Nu ți-a turnat nimeni primul pahar cu forța pe gât, nici atât. A fost un act de voință deliberată. Ai stat în fața acestei situații și te-ai gândit. Da sau ba sau ba sau da și ai hotărât în cele din urmă, ai înclinat în direcția aceasta. E lucrul asupra căruia a făcut referire citatul acesta atât de cunoscut în lume, că între stimul și răspuns există acest spațiu sacru în care un om ia o decizie absolut protejat de Dumnezeu, în totală libertate, în deplină lumină, altfel n-ar putea fi judecat dacă nu s-ar întâmpla așa ceva. Dar Dumnezeu creează acest spațiu sfânt despre care i-a vorbit lui Moise când a zis locul pe care stai este sfânt. De ce? Pentru că are prezența lui acolo. Acest lucru creează el în sufletul nostru în momentul în care noi suntem pe punctul de a lua o hotărâre. Se întâmplă însă că suntem uneori atât de înclinați sau de porniți de a face un lucru, suntem atât de siguri pe noi și de, de idolatri în privința opiniilor sau vederilor noastre, încât nu ținem cont de spațiul pe care l-a creat Dumnezeu. Și trecem repede pe lângă El. Și așa se face că în multe vieți comportamentul devine instinct. Te-a atins răspuns instinctiv ca la genunchi. A dat că ciocanul repede piciorul sare. Niciodată Dumnezeu n-a creat ființa noastră să fie la dispoziția sau sub controlul impulsului sau al stimulului extern, ci a creat această demnitate dumnezeiască, această libertate, această putere, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașilor. Aveți autoritatea de la Dumnezeu, acela este om care folosește clipa aceasta sfântă creată de Dumnezeu. Curmea, Cu acest concept este întâlnit în toate culturile, în toate epocile istoriei, în toate religiile lumii. Se întâlnește conceptul acesta al spațiului creat de Dumnezeu în care un om ia o anumită hotărâre. În spațiul acela. O să fim foarte mirați când o să aflăm. Sau poate când o să ne dăm seama încă o dată, o să resubliniem în viața noastră faptul că păcatul, așa cum îl numim noi, se comite în stare de desăvârșire. Noi vorbim de natură păcătoasă, de înclinații de una de alta. Acestea sunt niște glume sinistre. Omul nu a fost niciodată creat de Dumnezeu ca să fie sclavul naturii Lui sau situației. Nu, dacă Fiul vă face liberi, veți fi liber cu adevărat. El de aceea a venit, a venit să dau drumul, spune Mântuitorul, sclavilor, celor apăsați, celor în suferință. Am venit să vestesc anul de har al Domnului și harul lui Dumnezeu ne dă puterea și autoritatea să o rupem cu lucrurile acestea. Este de fapt un act de voință. Ei, sunt lucruri care nu se văd, dar există, așa cum spuneam, și lucruri pe care le vedem, uite, se vede cu ochiul liber, dar nu există. Este, este, un proces al minții. În momentul când Miss Sullivan îi preda mare eroine Helen Keller, îi preda comunicarea, surdă, mută și vorbă, fără nicio comunicare cu exteriorul, prin telegrafiere la minte se numea, bătăi pe pie, bătăi în palmă, i-a pus mâna sub apă, Ia ținut puțin, după aceea i-a bătut pe piept apă. O, oh, asta e apă, deci. Apă. Și când îți trebuie apă, tu comunici în felul acesta. Și într-o zi, Miss Sullivan este confruntată cu o problemă aproape insolvabilă. Cum voi comunica acestei ființe surdă, mută și oarbă? Cum să-i comunic ideea de Dumnezeu? Cum să-i comunic? Ideea de copac e simplă. Am dus, am pus-o cu mâna pe copac, pe frunze, pe fructe, pe astea, după ce i-am bătut pe piept, gata, știu ce e copac. Dar cum să-i spun? Cum să-i spun despre Dumnezeu? Și atunci Miss Sullivan își dă seama că nu poți să vorbești cuiva despre Dumnezeu decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Și că numai Dumnezeu poate să comunice unei ființe și unui suflet ideea de Dumnezeu. Noi vorbim despre dar comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu nu se poate stabili decât prin și sub puterea lui Dumnezeu. Astfel că Miss Sullivan alege calea foarte extrem de simplă și îi bate aceste trei simboluri God. Și atât. Și îi spune, uite, acesta este numele lui Dumnezeu. Continuă să îi comunice. Răspunsul lui Helen Keller. Thank you for telling me God's name, teacher. For he has touched me many times before. Îți mulțumesc că mi-ai spus numele lui Dumnezeu, doamnă Învățătoare. Pentru că El este acela care m-a atins pe mine de multe ori până acum. Acum îi știu numele. Am știut că El este, acum îi știu numele. La fel stau lucrurile cu acest spațiu sacru. Pauză sacră o numesc budiștii spațiu sacru care este întâlnit în orice religie a lumii, în orice cultură, ființa umană este binecuvântată de Dumnezeu cu acest moment. Și drumul în viață, așa cum vom găsi noi în, în citatul celebru atribuit lui, lui Victor Frankl, dar nu este nicăieri în scrierile lui acest citat, dar este atribuit lui. Între stimulul și răspuns există un spațiu. În acest spațiu, constă puterea noastră de a alege răspunsul nostru și depinzând de răspuns, și în răspunsul nostru zace sau este creșterea, libertatea sau sclavia noastră. În acest spațiu sfânt. Pe acesta îl pierdem noi din vedere. Distinția între bine și rău pur și simplu nu mai e nevoie de vorbit. Este clar, toată lumea simte cumva binele și răul. De ce se ajunge acolo? De ce nu se ajunge unde trebuie? Aici este problema și toate sunt legate de acest spațiu sacru pe care îl creează Dumnezeu între stimul și răspunsul pe care îl dai tu. Noi nu reacționăm, noi acționăm. Aceasta presupune contribuția minții noastre, cu limitele ei, sigur că da, cu trecutul ei. Cu... Există un cuvânt în Biblie, le-ați găsit cu toții. Șelah. Știe cineva unde e cuvântul ăsta? În psalm, bravo, nota 10. În psalm. Oprire e tradus în românește. Oprire. Dar cuvântul acesta are o încărcătură nemai auzită. Și aș vrea să citesc de la cei care știu ce vorbesc când spun cuvântul acesta. Săvanții biblici consideră cuvântul șelah ca având diferite conotații și anume. El înseamnă a măsura și a cântări în balanță. Șelaj, oprire. Și înseamnă intenționat și voluntar a te opri pentru reflexie. Asta e șela. Acest cuvânt ajunge să nu mai facă parte din viața aceluia care nu se mai conduce prin comportament, ci prin instinct. E scurt scurcircuităm viața când trecem de la un impuls, de la o provocare, de la ceea ce Biblia numește atracția aceasta care este în om pentru ceea ce este rău, Iacov numește lucrul ăsta, când trecem direct la acțiune și nu prindem această clipă care este locul sfânt al lui Dumnezeu, despre care i-a spus lui Moise, scoate încălțămintea din picioare. Dar de ce, Doamne, să scoatem încălțămintea din picioare? Și de ce? Ca să devii conștient unde stai și pe ce stai. Trebuie să nu fie ceva ordinar, cum ar fi venirea noastră aici la biserică, nu e ședință. Aici este o experiență cu Duhul Sfânt, este o întâlnire cu prezența lui Dumnezeu în spațiu colectiv. Scoate încălțămintea din. lasă obișnuitul, lasă normalul, ordinarul, lasă-l deoparte pentru că ești într-o situație cu totul extraordinară. Uită de pământul acesta toată atenția ta, uită-te, țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Acesta este cuvântul pe care ni-l predă bunul Dumnezeu astăzi nou și care se manifestă și există înainte de primul pahar. Dacă acest cuvânt, acela, oprire, stop, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. N-ai cum să... Bine, spunem din mers că eu sunt ocupat acum, eu lucrez în continuare și zim din Nu, nu, nu. Nu poți, n-ai cum. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu se poate ști altfel. Nu este una dintre ocupații, nu este un item pe farfurie care îl avem noi acolo. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Aici este cheia destinului și destinației vieții noastre. Vă spun ceva, iubiții mei, lucrul ăsta îl face toată lumea, inclusiv diavolul, vreau să vă spun. Dar important este de să fie făcut la timp. Este una să iei această pauză de o clipă înainte de primul pahar și este cu totul altceva să o iei după ce paharul a fost golit și în urma ta a rămas tot omul ia timpul ăsta. Încă ia mult mai mult timp după ce s-a întâmplat, reflectă, chinuie, doare, încrapă sufletul mine, spune David. Dar n nu cont nicio clipă de acest spațiu sfânt înainte de situația aceasta. Numai după situația aceasta. Acesta este lucru pe care l-a înțeles foarte bine această doamna a scripturilor Abigail, acest simbol al înțelepciunii, Mesagerul lui Dumnezeu care i-a spus lui David cel pornit, ia o pauză. Stai puțin. Shelah, Oprește-te pe loc. Unde te duci? Ce vrei să faci? Cine este omul acesta? Ce va însemna aceasta în ziua când tu vei sta pe tron? Hei, Shelah, oprire. Oprire. David, nu o dă la o parte, violent și brutal, treci din faza mea și se merge călări pe coai, mai departe. Nu. No. David se oprește, ascultă și în acest spațiu sfânt creat de Dumnezeu, el recunoaște. Ești misă de Dumnezeu, nu este o întâmplare că mi-ai tăiat calea și mi-ai spus acest cuvânt. Era să fac o nenorocire și eram convins că e ceva bun, că e ceva drept, că e ceva normal era să împătezi toată viața și până la sfârșitul ei, dacă trecem călare peste clipa aceasta și mă duceam acolo unde mă mâna ura mea nebună, binecuvântată fie înțelepciunea ta, nu voi uita niciodată așa ceva și s-a întors din drum, dă comanda aceea. dar satana zice, vai, dar nu este rușine să te întorci din drum un, un viteaz ca tine? E un viteaz ca mine nu trebuie să moară în pus de vacă, trebuie să se întoarcă înapoi din drum și să recunoască faptul, vă rog să mă scuzați, I was stupid. Foarte simplu, așa cum scrie în Psalmul 72. Eram un dobitoc și gândeam ca un animal înaintea ta, când, am, când aveam pornirea aceasta, ca un animal fioros care vrea să o moare, să calce în picioare, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a oprit din cale. Este spre binele meu că mai ai smerit. nu voi ce rușine, decât să fiu zmerit mai bine mor ca diavolul. Cu ce ocazie? Unde e înțelepciunea? Unde este câștigul sufletului? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dacă cineva ne va întreba vreodată care a fost păcatul Ninivei, să răspundeți că ea nu s-a oprit cetatea aceasta sfântă să contemple o clipă. Cel puțin oamenii lui Ilie care își de amândouă picioarele, ăștia s-au oprit. Stai bă frate puțin, dar vreau să văd care e situația până la urmă. Că Ilie a spus, fraților, ori una, ori alta. Cel puțin ăștia s-au oprit. Poporul a tăcut, dar nu spune că a plecat sau că și-a văzut de drum. A tăcut și a așteptat, deci. Pe când despre Ninive scrie Scriptura în Naum, capitolul 2, versetul 8. Ninive era un izvor plin de apă, un iaz plin de apă, dar iată că fug, fug de Dumnezeu. Stați, stați, opriți-vă, le-a strigat Dumnezeu. În ce direcție mergeți? Unde vreți să ajungeți? Și concluzia tragică, niciunul nu se întoarce. Aceasta, acolo a fost clipa în care un om nu bea în clipa în care ridică paharul sau nu desfrânează în clipa în care comite un act sexual sau un om nu face, un om nu ucide în momentul când a ridicat cuțitul sau pistolul, ci atunci când sufletul înclină, spre exemplu, Biblia spune, nu te uita la vin când curge în pahar, nu beau, dar mă uit, mi se pare foarte atractivă culoarea și așa face niște... Da? Uh, uh. Biblia spune, nu, înainte de lucrul acesta, trebuie să ai hotărârea despre care a vorbit Biblia, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, ca niciun video, nicio poză, absolut nimic, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, dacă vreau cu adevărat să ajung unde am plecat dacă am renunțat la destinația unde am plecat și am schimbat destinația, atunci schimbăm și jucările, toate se schimbă. Și... Dar ca să le amestec și să cred că voi ajunge la aceeași destinație, aceasta nu se va întâmpla niciodată. Cine poate însă să trăiască în acest fel? Pe păi oricine. De ce? Pentru că acolo unde păcatul s-a mulțit, păi domne, dar știi, știi viața mea, știi situația mea. Nu, nu, Acolo unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit și mai mult. E răspunderea lui Dumnezeu aceasta. Și el are toată grija să compenseze lipsa, neputința, slăbiciunea sufletului oricărui om, indiferent cât de mare ar fi acestea. E răspunderea lui Dumnezeu. Harul s-a mulțit și mai mult. Ar fi foarte provocator să repetăm, spunând, știți că păcatul se comite în desăvârșire, în desăvârșită de libertate, într-un desăvârșit mediu, acolo se comite păcatul. Este, omul i-a adus în pătrățica aceasta a prezenței lui Dumnezeu și acolo se comite în momentul în care sufletul înclină într-o parte sau în alta, în funcție de îndemnurile firii pământești sau de îndemnurile Duhului. El înclină într-o parte așa. Ajunsese-i la cea mai înaltă desăvârșire? Wow! Ați, ați observat uh, textul care a fost citit. You are the seal of perfection. Nu numai perfection. Tu ai fost sigiliul desăvârșirii, perfecțiunii. Ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire. Se mai poate vorbi de cineva care să păcătuiască în condițiile acestea. La cea mai înaltă desăvârșire. Ajunseseși plin de înțelepciune. Domne, înțeleg, nebunii, asta, dar un om plin de înțelepciune, o plin de înțelepciune. Înțeleg că unul descuraja cum era o tânără pe care am văzut-o la evangelizare, jumătate din față era complet distrusă de hemangioma. Și niște băieți prăpădiți și nebătuți își deci băteau joc de ea. Înțeleg lucrul Dar aici se zice, erai desăvârșit în frumusețe. Când te-a numit Dumnezeu desăvârșit în frumusețe, desăvârșit în, în înțelepciune cea mai înaltă desăvârșire. Unde? De locuit unde locuai. Păi am locuit într-o mahala nenorocită. Ce să facem? Noi? Nu știu până ce am trecut noi acolo. Că, nu, nu, tu stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Și ce să fac? Am umblat, m-am dus la școală cu o ghiată de damă și cu un alt bărbat, că dacă mama n-avea cu ce să cumpere și atunci niște pantaloni tot așa și haine. Nu, nu, tu erai acoperit cu cele mai scumpe, regina Angliei săraca fuge de rușine sau altcineva în, în, în fața descrierii acesteia. Nu, 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 a fost nimic legat de lucrul acesta. Și mediul în care ai fost acolo, timpanele, flaut, muzica aceasta, a fost toate pregătite pentru ziua când ai venit. Ai găsit totul pregătit, nu te-ai născut într-o Ai găsit totul pregătit într-o frumusețe ce nu s-a pomenit și, așa cum scrie Scriptura, ai fost așezat într-o funcție, într-o slujbă nemai auzită, erai heruvim, ocrotitor, cu aripile întinse, adică erai acela care reprezentai în fața creației adevărul despre Dumnezeu în limba și limbajul creației. Asta, îi protejai creația împotriva oricărei greșite înțelegeri cu privire la Dumnezeu, erai un heruvim acoperitor, erai pe muntele sfânt al lui Dumnezeu, umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare și ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Dar în tot acest har mai auzit, zace primejdea ca inima să se îngânfe și să uite de Dumnezeu și să-L uite pe Dumnezeu, și să spună mă voi înălța, este plin de eu acel text. Eu voi fi, eu voi ședea, eu voi face. Primești dea nenorocirii. De aceea Biblia spune, dăm pâinea care îmi trebuie. Și vă spun ceva, pâinea care îți trebuie ție, nu îți trebuie ție. Dăm pâinea care îmi trebuie mie, tu mă cunoști pe mine, știi cine sunt, știi ce îmi trebuie, cât îmi trebuie, când îmi trebuie. Și a spus lui David, dacă mai trebuiați, mai dădeam. Dar atât trebuie, e desăvârșit, dăm pâinea care îmi trebuie. Nu-mi dă acel belșug care să mă facă să întorc spatele lui Dumnezeu, nici sărăciea aceea cumplită care să mă facă să fur sau să, fac, să comit aceste acte grave. Dăm pâinea care îmi trebuie. Aceasta era pâinea care îmi trebuie. Ce ai făcut din ele? Prin mărimea negoțului tău, adică a transmiterea acestor lucruri, mărimea și mărirea acestei slujbe nemai ai păcătuit, în plus sufletul de tine însuți, ai păcătuit. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, de aia ți-am spus să privești frumusețea lui Dumnezeu, nu frumusețea ta, că dacă tu te uiți la lucrul acesta, mâine sau apoi mâine, vei începe să te închini. Asta se întâmplă. Ți-ai stricat inima cu frumusețea ta, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. E adevărat, te reprinde înțelepciune, înțelepciunea, da? dar ce s-a întâmplat? Și zic, cuvântul lui Dumnezeu sfârșește prin a spune ești nimicit, adică nimic, și nu vei mai fi niciodată. Aceasta pentru că am trecut în grabă peste clipa și locul acela sfânt care se găsește între stimul și răspuns. Între întrebare și răspuns. Ai luat clipa aceea să întrebi pe Dumnezeu ai luat clipa aceea să te uiți spre Dumnezeu. Când am primit telefonul acesta, am luat Linda, mi-a răspuns la adică, eu am sunat. Doamne, tu ești proprietarul acestei, acestui teren de acolo? Dânsul mi-a spus, zice, yes, but it's not for sale. Eu sunt proprietarul, dar nu e de vânzare. Oh, ce să mai zic altceva? Mulțumesc și închid, dar ce să mai zic altceva? Dar omul continuă. Pentru ce ți-ar trebui această bucată de pământ? Iubiții mei, n-am avut decât o fracțiune de secundă și, într-adevăr, că așa am făcut. Zi, repede, Doamne. Spune repede ce-i spun. Și asta a fost o fracțiune de secundă. Și vorbesc cu el la telefon ca și când știam din toată viața răspunsul ăsta, așa a pregătit, echipat. I want to build a mission base. And the house for the Lord. Și de cuvinte astea marțiale, așa, nemaipomenite. Liniște la capătul celălalt și deodată, de la Is not for sale, aud cuvintele, I'm interested of your project. Când ne putem vedea, l-am întrebat. Și a zis, in 30 minutes. În 30 de minute a fost acolo și împreună cu trei alți martori, ne-a fost donată proprietatea aceea pe care o cunoaște. fără niciun fel de, niciun cent, cel puțin, n-a fost plătit pentru așa ceva. Dar multe lucruri în viața noastră depind de clipa aceea dinainte de a da răspunsul nostru, dinainte de a reacționa, dinainte de a spune da sau nu, sau este acea clipă sfântă pe care a așezat-o Dumnezeu în viața și ființa noastră. No excuse, nu există scuză pentru nimeni. De ce? Pentru că această clipă sfântă este creată de Dumnezeu, fie că e folosită de noi sau respectată sau sfințită de noi sau nu. Dar ea este creată pentru fiecare ființă umană. Și fiecare ființă umană va constata că înainte de a hotărâ un lucru sau altul a fost într-un scurt dialog cu Dumnezeu, care uneori a constat să ne lase în pace cu Sfântul lui Israel și și-au continuat drumul. În atât, acum, n-a fost niciun fel de dialog. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau -mi de mine, dar n-au întrebat. Eram gata în ce mă privește, spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Astfel că aș dori să plecăm din locul acesta cu o expresie simplă a Scripturilor. Voi nu mai datorați nimic, firii pământești. Vine la tine și te îndeamnă să faci răul ca și când ai fi dator să-l faci. Ce să fac, zice Irod. Am apucat, am zis, că a jucat fata asta așa de os aici, am apucat, am zis. Am zis că, da, de rușinea celor care erau acolo, el se supune Trece peste clipa aceea sfântă, Doamne, am intrat într-o... M-a băgat gura în bucluc, groaznic, am vorbit ce nu trebuia, am făcut ce nu trebuia. Scoate-mă din nenorocirea asta, scoate-mă din situația aceea. Ce, ce, scăpare, mă, Doamne, indiferent care este prețul, chiar dacă e suferința mea, sau orice sunt gata, dar arată-mi o cale de ieșire, fără să ajung să păcătuiesc sau să fac o așa crimă ca aceasta în care am ajuns printr-o vorbă nesăbuită a unui om beat și îmbătat de desfreu care era acolo. Scap. Nu există vorba aceasta. Și în Biblie spune de rușinea, de ochii celor ce erau acolo, e, e, obligația, forțat, de ochii celor ce erau. Dar nu s-a ridicat nimeni de acolo să-l forțeze pe Irud, tăie capul lui Ioan Botezătorul. Nu s-a ridicat nimeni de acolo. Dar el în sufletul lui se simțea dator față de așa ceva și atunci a luat, a apucat pe drumul acesta. Voi nu mai datorați absolut nimic firii pământești sunteți eliberați în Hristos Iisus. Bucurați-vă și trăiți această libertate. Aveți de la Dumnezeu autoritatea să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Nu există ceva pentru care nu ne-am puternicit și nu ne-a autorizat Dumnezeu să fim mai mult decât biruitori în Hristos Iisus. Dacă nu sunt, este pentru că am ales să nu fiu. În acea pătrățică sfântă, în clipa aceea am înclinat și am răspuns îndemnurilor. Iubiții mei, unii dintre voi ați văzut Who Wants to Be a Millionaire? Nu mă refer la astea ultimele moderne cu Trump, cu Biden, cu astea Who Wants to Be a Millionaire, nu mă refer la astea. Mă refer la cele adevărate când erau pe vremuri cu știință, cultură, toate care erau acolo. Și ați observat că, între altele, după ce încerci să răspunzi, eventual nu știi sau ceva, ți se spune ție următorul lucru. Call a friend. Sună pe un prieten. Spun acest lucru dincolo de jocul acesta. Spun acest lucru în contextul scripturilor, context de viață și de moarte. Dacă ajungi într-o astfel de situație. Call a friend. What a friend we have in Jesus. Ce prieten avem în Domnul nostru Isus Hristos? Sună pe prietenul tău și el să fie slăbit în veci. Amin. Îți mulțumim, Tată. Îți mulțumim pentru bunătatea ta. Îți mulțumim pentru prietenia ta, Doamne Iisuse. Îți mulțumim, Tată, că nu mai suntem robi, ci prietenii tăi. Dă-ne totdeauna de plină prețuire pentru prezența ta în această clipă sfântă și ajută-ne să zidim pas cu pas, clipă cu clipă, comuniunea noastră cu tine înainte de orice fel de hotărâre. Îți mulțumim că lucrul acesta înseamnă nu doar viață trecătoare, ci viață veșnică în Hristos Isus. Și tu fii binecuvântat în veci. Amen.